vă spun tuturor că astăzi încercăm să ne obișnuim cu ideea că uneori se rupe monotonia. Urmează o perioadă cu evenimente neobișnuite. Așadar, pentru cei născuți în zodia Berbec, pentru voi este o zi favorabilă planurilor de viitor. Vă dedicați unor noi activități, mai ales în domeniul social, iar spre seară vă simțiți foarte bine împreună cu prietenii și cu persoana iubită. Taur, deși aveți mult de alergat, vă sfătuim să nu vă neglijați sănătatea, s-ar putea să faceți schimbări prin casă, ceea ce vă îmbunătățește viața sentimentală. Pentru cei născuți în zodia Gemeni, nu pierdeți vremea, aveți o zi foarte încărcată, dimineața sunteți nevoiți să faceți cheltuieli neprevăzute pentru cămin. Partenerul de viață vă apreciază inițiativa. Pentru cei născuți în zodia Rac, vă spun că vă sfătuim să vă concentrați asupra problemelor de familie, chiar dacă vă preocupă foarte mult viitorul profesional. Ar fi bine să țineți seama și de părerile partenerului de viață. Pentru cei născuți în zodia Leu, puteți să vă ocupați de afaceri, pentru că sunt șanse să câștigați bani frumoși. Vă recomandăm să nu începeți mai multe treburi deodată, altfel riscați să nu terminați niciuna. Pentru cei născuți în zodia Fecioară, după o perioadă mai nefavorabilă pe plan sentimental, situația se îmbunătățește pe neașteptate. După amiază reușiți să vă afirmați în societate, totuși vă sfătuim să nu exagerați. Pentru Balanță, vouă este imposibil să respectați programul stabilit anterior, dar nu este cazul să vă îngrijorați. Schimbările care intervin sunt de bun augur. Pentru cei născuți în zodia Scorpion, voi intenționați să organizați o petrecere, vă cuprinde febra pregătirilor și agitația din casă începe să vă irite. Vă sfătuim să vă păstrați calmul și să evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață. Pentru cei născuți în zodia Săgetător, dimineața sunteți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte în interes familial. Puteți să fiți optimist, pentru că vă veți descurca repede și bine. Pentru cei care sunt născuți în zodia Capricorn, cu toate că sunteți hotărâți să stați mai mult cu familia, o situație neprevăzută vă obligă să plecați de acasă. Faceți cunoștință cu un important om de afaceri cu care s-ar putea să și colaborați. Vărsător, voi s-ar putea să aveți musafiri din altă localitate și să nu mai puteți pleca la o petrecere. Vă sfătuim să nu vă arătați nemulțumirea față de oaspeți, mai ales că este posibil să puneți împreună bazele unei afaceri. Pentru zodia Pești, dimineața sunteți nevoiți să faceți cumpărături neprevăzute, dar bine primite de familie. Vă recomandăm să nu faceți eforturi prea mari, pentru că sunteți foarte agitat astăzi. Așadar, să avem o zi frumoasă cu toții și un weekend minunat!